Am aflat cu mare plăcere că Asociația Studenților Economiști din România își extinde activitatea civică și profesională, mergând la Cluj pentru a organiza și acolo un eveniment legat de frumoasele lor proiecte. Aș vrea întâi să vă spun cât de bucuros sunt că un număr de ani în urmă această asociație a cerut patronajul regal. Și de asemenea să vă spun că apreciem și Principesa Moștenitoare și eu în mod special activitatea atât de frumoasă a Academiei de Studii Economice, o universitate românească de mare prestigiu care se bucură de respect în întreaga Europa de Sud-Est și mai departe și care este strâns legată de toate generațiile regilor României. De asemenea, Clujul este un loc pe care îl iubim în mod special și care anul acesta și anul viitor, când vom sărbători 100 de ani de la Marea Unire, va fi în centrul atenției societății românești și se va bucura de toată atenția noastră de asemenea. Cred că, așa cum le-am spus aseriștilor de fiecare dată când ne-am întâlnit, ceea ce fac ei este important ca exemplu pentru întreaga societate și pentru tânăra generație, nu numai pentru economiștii de mâine. Fiindcă împletirea aceasta a spiritului civic cu pregătirea profesională e ceva ce nicio catedră din lumea aceasta nu poate înlocui sau nu-ți poate da. E acea parte din viața de student care depinde de el și de ea, de studenți, înșiși cum să-și împlinească mai bine și să-și ducă efortul profesional spre o complementaritate atât de frumoasă, cea științifică cu cea civică și practică de zi cu zi. Așa că îmi pare foarte rău că nu pot să fiu la Cluj cu dumneavoastră astăzi, fiindcă n-am putut să anulez o altă vizită pe care o aveam, dar mă voi gândi la dumneavoastră la distanță și vă doresc să aveți parte de întâlniri cât mai inspirate și mai fructuoase.